Salutare, dragilor, și bine ne-am regăsit la întâlnirea noastră săptămânală, ultimul episod din seria de 3 webinarii promise împreună cu prietenii și partenerii noștri de la Microsoft. Am avut o serie de 3 webinarii foarte, foarte bună, rămâne în arhivă. Vă rog să vă duceți mai jos aici în canalul de YouTube și să vedeți celelalte 2 episoade pentru a înțelege ce înseamnă partea de digitizare, digitalizare și transformare digitală, totul corelat cu fondurile pe care le puteți obține în companiile dumneavoastră, dar mai ales în instituțiile publice în perioada următoare. Așa cum povesteam și în episoadele din zilele trecute, dar și astăzi, încercăm să corelăm nevoile comunităților noastre, să înțelegem că suntem toți în plin proces de transformare digitală și să vedem și sursele de finanțare. Astăzi, în episodul numărul 3, împreună cu prietenii noștri de la Microsoft, avem 2 noutăți. Se realătură webinarului nostru, prietenul nostru de la Sibiu, Tudor Gorcia, CEO-ul companiei TNT Computers, și vom încerca să intrăm un pic așa în ecosistemul, sunt foarte multe noutăți, rămâneți alături de noi, vom încerca să intrăm în ecosistemul City Manager, aplicația de succes care este prezentă în sute și sute de administrații locale, și pentru acest lucru mergem să ne conectăm și cu 2 administrații locale, cu 2 primării. Vrem să vedem City Managerul la lucru, vrem să înțelegem cum s-a dezvoltat City Manager pe infrastructura, pe soluțiile și pe tehnologiile Microsoft. Începem chiar acum. Smart City Webinar. Despre oameni și orașe. Smart Mobility and Living. Smart Economy and Environment. Smart Government and Smart Citizen. Foarte optimistă și cu foarte multe argumente este alături de noi Ana Maria Bărbuță. Să rămână, mulțumesc frumos! Bună dimineața, bine v-am regăsit! Vlad Moțoiu, specialistul Microsoft România pe tot ceea ce înseamnă arhitectura fondurilor europene, și ați văzut cât de variate sunt. Bună dimineața, Vlad, mulțumim frumos! Bună dimineața, mulțumesc foarte mult din nou de invitație! Și după o lungă și tristă lipsă, ai fost ocupat sau ce s-a întâmplat? Ne auzi, Tudor? Da, bună dimineața. După o lungă perioadă, dragilor, revine și prietenul nostru Tudor Gorcia, cel care are foarte multe noutăți. Vrem să povestim despre ce înseamnă TNT Computers, cum lucrează cu tehnologiile Microsoft, ce înseamnă City Manager, produsul de bază al lui TNT, ce noutăți sunt în TNT și mai ales experiența și expertiza pe care tu și colegii tăi o ai, Tudor, în partea de administrații locale. Vreau să începem pentru că avem un timp limitat, avem 2 părți, dragilor. În prima parte, Vlad rămâne alături de noi și o să începem imediat să discutăm un pic și cu Vlad. Vorbim despre finanțare, vorbim despre call-uri și de la 11:20, deci în mai puțin de 20 de minute, avem 2 primării care se vor conecta alături de noi. Ana, să începem foarte repede, te rog. Sigur, încă o dată mulțumesc foarte mult pentru invitație. Mă bucur că avem deja șansa să vorbim pentru a treia oară consecutiv despre fonduri europene și despre cum ne pot ajuta ele pe noi în contextul actual. De asemenea, ne-am dorit foarte tare să vă aduceți și niște exemple concrete de digitalizare, tocmai ca să vedem cu toții că această teorie a fondurilor poate foarte bine să se translateze în soluții concrete. Iar Tudor este cel care să ne aducă mai pe larg detaliile împreună cu 2 administrații locale, așa cum ai spus și tu, Eduard. Ca și idee, aș vrea să ne întoarcem un pic la povestea noastră în ceea ce privește misiunea Microsoft, când ne uităm la cum putem să susținem administrația publică locală în România, și ca de obicei vă dau dimensiuni și le încadrăm în categorii pe care le putem număra pe degetele de la o mână. De data asta am ales 4 categorii în care vreau să vă vorbesc un pic din nou despre obiectivele noastre și despre cum putem să construim împreună. În primul și în primul rând, atâta vreme cât vom lucra împreună și vom identifica nevoile pe care le are comunitatea și vom dezvolta împreună soluții, clar o să contribuim la creșterea economică și la dezvoltarea României, dezvoltarea sustenabilă a României.
Mergând un pic mai departe, e important să înțelegem din nou că până la urma urmei soluțiile pe care noi le punem la dispoziția cetățenilor și instituțiilor publice prin intermediul partenerilor noștri sunt extrem de accesibile. Cum spuneam eu și în sesiunile anterioare, nu trebuie să vă preocupați foarte tare despre complexitatea soluției pe care o doriți. Lăsați-ne pe noi să facem asta. Important este să știți dumneavoastră ce își doresc cetățenii și cum putem să ajutăm împreună la eficientizarea proceselor birocratice. De asemenea, știți că vorbim continuu de fiecare dată când avem ocazia despre securitate și despre livrarea unor servicii de încredere către cetățeni. De aceea, întotdeauna când vorbim de soluții Microsoft, vorbim implicit de securitate. Securitatea datelor, acces securizat la informații despre cetățeni și, bineînțeles, și cetățenii la rândul lor pot accesa informații securizate despre instituțiile publice. Și un nou subiect care este pe buzele tuturor și vedem că vin și fonduri puternice în direcția aceasta, este cel care se leagă de sustenabilitate. Acum 3 ani de zile, sau mai bine zis, atunci când a început pandemia, toată lumea vorbea despre digitalizare, dar nimeni nu știa exact ce înseamnă. Simțim acum că vine un nou val care se numește sustenabilitate și aici e important să dăm un pic de claritate și să înțelegem că prin sustenabilitate înțelegem toate acele proiecte care ne oferă nouă perspectivă mai bună legată de viitor, un viitor mai bun, bineînțeles, pe care îl putem pune la dispoziția noastră și generațiilor care vin prin tehnologii sigure și care se adaptează, bineînțeles, vremurilor în care trăim. Cam ăsta este, din punctul nostru de vedere, mesajul cu care vrem să începem webinarul de astăzi, să ne așezăm cu atenție pe cele 4 direcții pe care noi ne le-am luat ca și obiective în cadrul Microsoft, ca să, până la urmă, să servim cetățenii, să servim instituțiile publice din România și nu în ultimul rând să vedem cum și România este luată ca și exemplu la nivelul Uniunii Europene. Aș vrea să, dacă vrei, Eduard, să mă întreb ceva, că eu de regulă prezint momentan, lucruri. Momentan nu, mă grăbesc să trec un pic la Vlad și o să revenim noi la discuție. Tu o să rămâi alături de noi pe tot parcursul webinarului. O să vreau să vorbim și de tot ce înseamnă partea asta de comunități reziliente, sustenabile, dezvoltate durabil. Vlad, te rog, relansare PNRR C10. Mulțumesc foarte mult, Eduard, vin cu o veste excelentă pentru toți ascultătorii noștri, în special pentru cei care reprezintă autorități publice locale. Se relansează nu doar C10 și C5, avem o a doua rundă de atragere fonduri. O să mă limitez în discuția de astăzi mai mult pe componenta 10, mai exact pe investiția 1.2, care vorbește de asigurarea infrastructurii pentru transportul verde. Vorbim de sisteme inteligente de transport și alte infrastructuri de tehnologie informației și comunicării pentru autorități publice locale. Fiind vorba de a doua etapă de atragere fonduri, a doua rundă, avem un buget mai limitat de doar 60 de milioane de euro, un pic peste 60 de milioane de euro, dar suficient încât să se finanțeze proiecte frumoase, proiecte noi, proiecte inteligente. Atenție foarte mare, este vorba de un apel de tip necompetitiv. Va merge pe principiul primul venit, primul servit. Astfel, sesiunea se va deschide pe 14 octombrie, la ora 10. Recomandarea mea este să aveți proiectele finalizate până atunci, deoarece aceste fonduri se vor termina foarte repede. Estimez din experiența mea că mai mult ca sigur în data de 14 se vor și epuiza. Aș vrea să discut și de bugetul maxim pe care poate să-l acceseze autoritățile publice și asta este raportat la administrația teritorială pe care o conduc. Și aici vorbim, dacă vorbim de comune, au un buget maxim de 324.000 de euro fără TVA. Dacă vorbim de oraș, avem 500.000 de euro. Dacă vorbim de municipii, altele decât reședințe de județ, tot 500.000 de euro. Municipiul București și sectoarele municipiului București au 1.000.000 de euro. Și municipii reședințe de județ au 1.075.000 de euro. Important este ce putem să facem pe acest col. Și o să dau câteva exemple foarte scurte în domeniul infrastructurii și aici vorbim de extinderea sistemului de Wi-Fi din spațiile publice, mobilier urban inteligent, ghișeu unic pentru mediul de afaceri, platforme pentru comunicarea cu cetățenii și formarea inițiativelor acestor cetățeni.
Vorbim de o platformă pentru funcționar public virtual, vorbim de servicii cloud pentru utilizarea de către administrația publică acestor servicii, vorbim de platforme de servicii publice digitale, sisteme de înregistrare și emitere a documentelor, care să permită înregistrarea, emiterea acestor documente online cu semnătură electronică, fără să mai fim obligați să mergem la ghișeele respective administrații publice. De ce nu și plata online a taxelor și impozitelor? Și sunt N exemple pe care putem să le finanțăm prin această linie. Așa că recomandarea mea e să accesăm, să pregătim proiectele din timp și să depunem în data de 14 aceste proiecte. Aici, Vlad, tu știi că noi am mai povestit și dățile trecute, diferența cu siguranță o va face acea pregătire despre care povesteai și tu un pic mai devreme. Cu cât avem autorități locale care înțeleg să își facă temele, să pună întrebări, să scrie un proiect zdravăn, bine argumentat. Iarăși, și Ana și cu tine povesteam data trecută că din păcate simțim și noi la nivel de UAT-uri discrepanța asta între cei care înțeleg oportunitățile, cei care se pregătesc. Vreau să o salutăm și pe Timea, care ne spune bună dimineața tuturor, și Cătălin Anghel, prietenul lui Tudor Gorcea, care îl salută doar pe el. Cătălin, te salutăm și noi. Și Ionuț Bu, prietenul nostru de la Buzău, care spune este trist. Ionuț, n-ai de ce. Când aud ca și obiective, ca și țară și tot așa, îmi vine să-mi iau câmpii. Nu ne luăm câmpii, Ionuț, avem foarte multe lucruri de făcut, avem foarte multe proiecte și mai ales foarte multe oportunități care derivă exact din nervii tăi. Nervii tăi vin că nu se întâmplă ceea ce vrei tu să se întâmple, dar acolo sunt oportunitățile, prietenul meu din Buzău. Ana, mai avem câteva minute în această formulă cu Vlad, mă întorc un pic la tine. Ai introdus acest element nou de sustenabilitate. Hai să mai rămânem un minut, două pe oportunitățile astea de aici, pentru că nu există proiect sustenabil, durabil, green, cum vreți voi să-i spuneți, care nu are și componenta de digitalizare. Sunetul, te rog. Mă iertați. Nu-i gata. Bun. Mergând mai departe un pic cu povestea și eu salut până la urmă părerea lui Ionuț, pentru că este importantă pentru noi să înțelegem că de aici plecăm. Adică noi trebuie să înțelegem foarte clar care sunt mulțumirile și nemulțumirile înainte să începem efectiv să construim proiecte. Plecând mai departe de aici, Vlad a sumarizat cu ce vine sau care este noua șansă pe care ne dă acest col care se relansează. Și bineînțeles că vorbim de sustenabilitate, dar totodată vorbim de niște lucruri concrete. Noi am evidențiat care sunt acele arii concrete de digitalizare care se regăsesc în acest nou col. Și dacă este să mergem mai departe de aici, toate din aceste buline pe care noi le-am pus pe slide-ul ăsta își regăsesc traducerea în niște soluții foarte concrete. Soluții foarte concrete pe care, iară, nu o să le enumăr pentru că nu are rost să vorbim despre asta, dar e important să înțelegem că prin intermediul partenerilor noștri, cu soluțiile pe care noi le punem la dispoziție, oricare din această bulină poate să se transforme în realitate. De aia zic că e din nou foarte, foarte important să mergem să vorbim cu cetățenii și să dăm drumul la proiecte, tocmai pentru că, uite, avem opinii care vin și ne dau realitatea în timp real. Bun, dacă vreți să vă vorbesc efectiv despre soluții, cred că cel mai potrivit în cazul ăsta este Tudor, să vină cu două exemple concrete pe care el le-a implementat, pe care el poate să ni le prezinte și ca beneficii mai departe văzute de cetățeni, astfel încât să vedeți că asta e până la urmă obiectivul nostru, să trecem de la teorie la practică și mai mult de atât să vedem practica deja implementată. Nu înainte de a-i mulțumi frumos lui Vlad pentru că și-a făcut timp și astăzi să fie alături de noi. Vlad, îți mulțumim frumos, te așteptăm și în webinariile noastre viitoare. Monitorizăm și noi, știm că monitorizați și voi, dar sper că și administrațiile locale monitorizează toate aceste surse de finanțare pentru a nu rata aceste oportunități. Vlad, încă o dată mulțumim frumos. Mulțumesc și eu și oricând pentru orice ascultător, dacă au nevoie de asistență, să ne contacteze cu drag.
Cu mare drag. Numai bine. Și ne întoarcem la Tudor. Tudor, hai să vedem un pic ce s-a întâmplat în ultimul an în ecosistemul TNT. Multe, foarte multe s-au întâmplat. A fost un an și este încă un an foarte aglomerat, cu o droaie de obiective și realizări. Să zic așa, mă bucur pe de o parte că văd că ceea ce noi am implementat de acum câțiva ani, acum sunt ghiduri sau linii finanțabile prin PNRR. Adică tot ce a arătat Vlad pe slide-ul său, primăriile care vor intra astăzi au deja implementat de câțiva ani sau în decursul câtorva ani, dar deja au aceste soluții implementate. Mă bucur că am fost cumva înaintea nevoii, să zic așa, sau înaintea trendului. Și asta nu face decât să mă întărească convingerea că ceea ce facem, facem bine. Pentru că acest ghid înseamnă pentru noi o confirmare că ceea ce am făcut până acum am făcut bine și ancorat cumva în realitatea și în nevoile clienților noștri. Legat de ce am făcut noi ca și produse, am început, să zic așa, bine, nu chiar din anul acesta, ci de vreo 2 ani în urmă, am început rescrierea și transformarea platformei noastre City Manager dintr-o platformă de e-guvernare într-o platformă de Smart City, deschisă complet, bazată pe OpenAPI, capabilă să se interconecteze cu orice alt sistem informatic, bineînțeles sistem informatic capabil să se interoperabilizeze cu altele. Tudor, te-aș invita și te-aș ruga să rămâi un pic la conceptul ăsta de platformă deschisă. Pentru cei care nu înțeleg, de ce este important ca o platformă să fie deschisă? Ce înseamnă mediul ăsta colaborativ? În primul rând, este foarte greu pentru un singur furnizor să ofere toate soluțiile unei primării sau unei administrații. Și de aceea e bine ca acele soluții care sunt achiziționate de către administrație să fie deschise, în așa fel încât oricând acea primărie să poată să-și extindă sistemele, să poată să interconecteze cu alte idei, cu alte soluții. Ca și exemplu, platforma noastră, pornind de la parte de guvernare, acum avem și parte de educație cu platforma educațională integrată, avem platformă de eficientizare a consumului de energie, din nou integrată în platforma noastră. Acum suntem în discuții cu doi mari jucători de pe piața de sănătate pentru integrarea serviciilor de telemedicină în platforma City Manager. Adică nu mai este doar o platformă de e-guvernare unde cetățenii pot să depună documente online sau să plătească impozitul. Am mers mult mai departe, într-o platformă de servicii pentru cetățeni, unde practic cetățeanul poate să acceseze tot ce îi pune la dispoziție primăria. Servicii educative, servicii de e-guvernare, servicii medicale. Cine știe ce alte idei vor mai apărea pe parcurs. Și de aceea ne-am gândit că cel mai bine este să avem o platformă deschisă care să permită oricând interconectarea cu orice alte platforme. Vă dați seama că noi nu putem face și partea de telemedicină, dar prin faptul că am gândit platforma să fie interconectabilă cu alte sisteme, ne-a fost foarte ușor să o conectăm, să zic așa, cu jucători mari de pe piața de medicină. Asta înseamnă, Tudor, că City Manager evoluează și va evolua tot timpul. Nu vorbim de un produs care a fost luat, implementat și atât. Exact. Bun, hai să vedem ce alte soluții, ce ați mai dezvoltat. Știu că în zona de IoT explorezi foarte mult și dezvolți foarte mult. Da, pe partea de eficientizare consum energetic, mai ales în contextul actual cu creșterile destul de mari la energie, am reușit să creăm niște device-uri cumva proiectate, programate, produse de noi in-house, care să reducă semnificativ consumul de energie atât pentru iluminatul stradal, cât și pentru alte zone. De exemplu, unul din clienții noștri sunt cei de la EMAG,
care au apelat la soluția noastră pentru eficientizarea consumului de energie și eu folosesc în depozitele lor. Nu știu Îmi cum da face, soluția. te întrerup un pic, Tudor, îmi face mare, mare plăcere să-l introducem și pe domnul Stelian Burduhos, consilierul personal al domnului Mircea Mihai Dragomir, primar din Birta, în județul Sibiu. Bună ziua! Bună ziua! Bună ziua! Cu mare drag și noi vă mulțumim că v-ați făcut timp să fiți alături de noi astăzi. Mă uitam un pic ieri pe Google la Birta, e un loc idilic. Deci fiecare imagine pe care am văzut-o de acolo parcă era o felicitare. Sit UNESCO arată spectaculos. Ce Da, așa este. faceți acolo? Pe lângă viața frumoasă pe care o aveți. Da, așa este. Birta este una dintre destinațiile cele mai fotografiate de aici, din zona pe care noi o numim Colinele Transilvaniei. Este și o organizație care tocmai zilele astea este printr-un proces de certificare ca și destinație de ecoturism. Și noi apărăm foarte des pe materialele lor de promovare ca să confirm ce spuneați mai devreme. Într-adevăr, e o destinație idilică, dar este și o destinație foarte vie, foarte dinamică, în care avem o comunitate foarte activă și mă refer aici atât la administrație cât și la cetățeni și operatorii de aici, operatorii economici. Noi încercăm să facem proiecte cât mai apropiate de comunitate, cât mai specifice nevoilor pe care le identificăm. Cred că deja suntem printre comunitățile care fac deja pași spre digitalizare împreună cu partenerii noștri de la TNT încă din 2018, când am făcut primele investiții în partea de site și partea de administrație inteligentă, unde avem deja mai multe servicii disponibile pentru cetățeni, respectiv conturi personale în care ei pot să-și vizualizeze situațiile financiare individuale pe baza unui utilizator și a unei parole pe care o primesc de la primărie. Acesta este un serviciu foarte bun, în special și pentru toți localnicii, dar mai ales pentru persoanele care au aici case în care sunt doar temporare, adică mulți dintre ei probabil locuiesc în afara țării și ajută foarte mult faptul că nu trebuie să se deplaseze tot timpul la primărie pentru declarații, pentru cereri online. Departamentele de urbanism, registru agricol și taxe și impozite sunt deja pe site. Vă întrerup un pic, îmi face plăcere de asemenea să-l salutăm și pe domnul Bogdan Bucur, primar în Rășinari, de asemenea județul Sibiu. Mulțumim frumos că sunteți alături de noi, domnule primar. Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Ce înseamnă digitalizarea în aceste comunități? Cu ce vă ajută? De ce este atât de importantă? De ce toată România, domnule primar, vorbește de 2 ani de zile despre digitalizare și transformare digitală? Sau altfel spus, de ce am avut nevoie de o pandemie ca să înțelegem beneficiile? Da, într-adevăr, pandemia ne-a ajutat un pic mai mult ca să înțelegem ceea ce înseamnă și de ce este nevoie de digitalizare. Dar eu cred că și înainte se punea această problemă, datorită faptului că oamenii, cetățenii în general, în ziua de astăzi sunt mult mai ocupați, vor să facă mult mai multe lucruri și atunci încearcă pe cât posibil ca să-și rezolve problemele mult mai ușor și, în principiu, fără să trebuiască să se deplaseze la primărie, la diferite agenții, peste tot. Modul în care își cumpără biletele de avion, își fac rezervările pentru, eu știu, pentru deplasări în concedii și așa mai departe, arată că digitalizarea este, de fapt, calea normală pentru cetățean în secolul acesta. Mă Și, bucur. într-adevăr, perioada de pandemie ne-a arătat că trebuie să facem mai mult din acest punct de vedere și că trebuie ca și partea de educație a copilului să treacă la acest nivel. Noi am lucrat foarte bine în acea perioadă, foarte repede am cumpărat tablete pentru elevi, am cumpărat table interactive. Am cumpărat, bineînțeles, și softurile necesare pentru ca lecțiile să se desfășoare pe partea de online în cele mai bune condiții. Și tabletele au fost dotate cu internet, astfel încât să nu fie nevoie, eu știu, să folosească alte surse de internet și, de fapt, poate parte din elevi să dea vina pe că nu au internet sau că nu au altceva pentru
a nu intra în orele online. Tudor, o să te rog să facem un pic tranziția, dar imediat revin la Ana. O să te rog să facem un pic tranziția către aceste comunități idilice, așa cum spuneam un pic mai devreme, partea de tehnologie. O să-i rog pe invitații noștri special de astăzi să ne spună cum reușim într-o eră digitală să ne păstrăm cultura locului, specificul locului, să nu pierdem tradițiile, dar să nu rămânem într-un ev mediu digital. Foarte important acest lucru. Ana, vreau să mă întorc un pic la tine acum și să povestim, să ne întoarcem la prezentarea pe care tu ne-ai pregătit-o. Povesteam un pic mai devreme și despre ecosistemul Microsoft și despre zona asta de finanțare împreună cu Vlad, dar evident vreau să mergem un pic mai departe și să vedem și misiunea Microsoft. Ce înseamnă Microsoft România în comunitățile noastre? Încercăm pe cât posibil să fim prezenți în tot ce înseamnă comunitate, indiferent cât este ea de mare sau de mică, pentru că știm că lucrul ăsta face diferența. Povesteam mai devreme de faptul că avem acum două exemple de comunități în care s-au implementat soluțiile Microsoft și până la urmă misiunea noastră fix asta este, ca după ce avem soluția implementată, să venim să povestim despre beneficii. Pentru noi, cum spuneam, teoria este drăguță, însă vrem să vorbim efectiv despre practică și vrem la final să tragem linie și concluzia să fie aceeași pentru toată lumea. Am ajuns cu ajutorul unor soluții implementate să livrăm către cetățeni ceea ce ne-am propus și ne-am dorit. Fie că vorbim despre site-uri pe care cetățenii le pot accesa să interacționeze cu instituțiile, fie că vorbim despre aplicații pe telefon care să ajute iară la mobilitate și la digitalizare, fie că vorbim de exemplele despre care vorbea domnul primar mai devreme, adică contribuim la educație în România, punând la dispoziția copiilor tablete cu aplicații smart care să îi ajute să învețe mai ușor și mai dinamic. Nu știu dacă știți, dar în ultima perioadă, de când cu pandemia, media de concentrare a unui copil a scăzut de la 13 la 7 secunde. Ceea ce înseamnă că dacă noi continuăm să mergem pe variantele clasice cu manualul printat sau cu predatul în teorie, fără să există o interacțiune sau interactivitate cu elevul, cu siguranță nu vom ajunge să ne atingem obiectivele acelea, și anume cele de a fi oarecum în media Uniunii Europene din competențe digitale. Că până la urmă începem cu educația și abia apoi vorbim concret de adopție de soluții complexe. Prin urmare, misiunea Microsoft, ca să revin la întrebarea ta, Eduard, este aceea de a pune la dispoziția tuturor soluții cât mai simple. Partenerii cu care noi lucrăm și îl avem pe Tudor aici de față sunt cei care ne ajută să fie aproape de fiecare instituție publică, iar la final, atâta vreme cât noi vedem aceste exemple concrete de succes, considerăm că ne-am îndeplinit obiectivul. Mulțumesc! Îți mulțumesc și eu, Ana. Hai să vedem acum, Tudor, cum a ajuns soluția City Manager în cele două localități, și în Birtan și în Rășinar. Ce înseamnă pentru aceste comunități City Managerul și mai ales cum integrați voi partea asta de tehnologie în administrația locală, pentru administrația locală, pentru relația administrației locale cu cetățeanul, și mai ales o să-i rog pe cei doi invitați să ne povestească cum păstrăm, exact ce spuneam un pic mai devreme, tradiția, obiceiul locului, lucrurile de valoare pe care le are comunitatea într-o eră super digitală. Da. Totul a pornit printr-un dialog, să spun așa, cu aceste două primării și nu numai cu aceste două primării. Ne place să lucrăm cu clienții noștri ca cu niște parteneri, nu? Efectiv să nu fie o relație client-vânzător, ci partener, în care amândoi câștigăm.
Și atunci nu avem decât să dezvoltăm produse, pentru că prin parteneriat dialogul este mult mai intens și atunci noi putem ști exact care sunt nevoile acelor comunități și putem crea soluțiile customizate pentru acele nevoi și să nu aberăm, să zic așa, cu tot felul de soluții care nu vor fi folosite de către comunitate. Și acest lucru mi-a plăcut foarte mult, de asta am și vrut să intre aceste două primării, să zic, în webinar, pentru că ei au găsit soluții și au venit la noi cu probleme, dar au venit și cu soluția pentru anumite probleme punctuale ale lor. De exemplu, cazul Rășinarului, ei aveau probleme cu cei care practică enduro. Este o locație foarte frumoasă unde foarte mulți vin și practică enduro, însă acest lucru deranjează de multe ori, însă domnul primar a găsit o soluție și folosind tehnologia am reușit să împăcăm, să zic așa, și localnicii, dar și pe cei care practică acest sport. La fel, la Biertan, ei sunt foarte mult axați pe partea de turism și atunci am încercat să îmbinăm soluțiile noastre cu soluții pentru turism în așa fel încât ei să poată să optimizeze și să aducă cât mai mulți turiști, dar să le ofere servicii cât mai eficiente, să zic așa, și să informeze cât mai bine cetățenii de serviciile care le oferă primăria și nu numai cetățenii, ci și turiștii. Dar cred că cel mai frumos e să vorbească chiar dânsii despre aceste proiecte. Da. Domnule primar, exact cum spuneam un pic mai devreme, înțelegem partea asta și nevoia de digitalizare, dar haideți să vedem într-o eră super digitalizată, da, cum reușiți să păstrați și microclimatul comunității și partea asta de tradiții și obiceiuri ale locului. Aș începe cu o aplicație pe care noi o folosim aici la Rășinar, cu o aplicație Questo, prin care un turist care ajunge la noi în localitate poate să, prin această aplicație să facă un traseu turistic și a descoperi obiective turistice din localitate. Pe de altă parte, mai avem pe obiectivele turistice, avem QR coduri în care, spre exemplu, dacă un turist ajunge și un anumit obiectiv este închis și nu poate fi vizitat în acel moment, să poată să facă un tur virtual. Ceea ce, din punctul meu de vedere, este o mare câștig, pentru că știți, întotdeauna dezamăgirea unui turist când ajunge în fața unui obiectiv și pe care nu poate să-l viziteze, dar având această opțiune, eu zic că este foarte bine. În ceea ce privește tradițiile și obiceiurile locului, totdeauna pe partea de digitalizare poți să te promovezi mult mai bine și a dat seama și un ansamblu de dansuri. Dacă se promovează bine, atunci când ajung la un spectacol și cei care sunt prezenți acolo știu că vor veni să facă un spectacol acolo, deja sunt cunoscuți mult mai bine și atunci, bineînțeles că și celor din ansamblu au de câștigat, pentru că atunci când văd că sunt mulți care îi admiră și mulți care îi doresc să-i vadă în acțiune, asta este de fapt câștigul cel mai mare, la fel ca și un artist, cum spune orice actor sau orice muzician, că spectatorii, numărul acestora este cel care îi dă satisfacția muncii lui. Pentru noi, domnule primar, beneficiile sunt absolut clare. Mă bucur să văd că și de partea dumneavoastră vedeți lucrurile în același sens, dar sunt destul de mulți cei care spun că tehnologia vine cumva și deranjează așa conceptul nostru de sat idilic, mai ales în zona asta de smart village sau orășele mai mici. Eu nu sunt de acord. Tudor, te-aș ruga să vorbim, să rămânem tot în dialog cu domnul primar pentru câteva minute și imediat mergem și la Biertan. Vreau să vedem, City Manager este modular, da? Este dezvoltat pe tehnologia Microsoft, este modular, este adaptabil în funcție de comunitate, de primărie, cât de mare, cât de mică, în funcție de ROF, în funcție de fluxurile pe care și le-a definit, dar toate, evident, sub arhitectura legislației din România, legislației europene. Hai să vedem ce a însemnat City Managerul pentru Rășinari, ca și provocare. Ce module ați pus acolo?
În prima etapă au fost modulele, să zic așa, interne, back-office-ul primăriei, zona de taxe și impozite, registru agricol, contabilitate, management de documente, salarizare și tot ce ține de lucru intern. Apoi am interconectat aceste sisteme între ele, ulterior făcând expunerea sau făcând publice informațiile care trebuie conform legii transmise cetățenilor prin portalul primăriei. Practic au fost trei etape. Deci prima a fost partea de back office, softurile din primărie, modulele din primărie, apoi interconectarea lor, apoi portalul cetățenilor prin care ei pot accesa aceste servicii de acasă sau de pe telefon mobil, fără a mai fi nevoie să se deplaseze la primărie. Putem spune că plățile se pot face electronice, electronic la Rășinar, se pot elibera certificate fiscale automat, fără a fi nevoie de intervenția unui funcționar public, automat sistemul știe să dea numele de înregistrare, să emite documentul, să-l semneze, să-l valideze și să-l trimită către cetățean. Practic, procesul de emitere a unui certificat fiscal durează maxim un minut, poate fi făcut la orice oră din zi și noapte. La fel se întâmplă și pentru adeverințe sau pentru alte documente. Practic, asta încercăm noi să facem, nu numai să aducem primăria mediul online, dar încercăm și să automatizăm și să reducem povara, să zic așa, de pe funcționarii publici. Domnule chiar dacă primar, sunt la mați în majoritatea timpului, însă să știți că este o muncă grea și pe partea cealaltă a baricadei. Domnule primar Bucur, ce zice comunitatea? Ce zic oamenii? Cum s-au integrat în spațiul ăsta digital? Tot mai bine, din punctul meu de vedere. Bineînțeles, la început orice schimbare este primită cu reticență, dar și din punct de vedere al funcționarilor și al cetățenilor, lucrurile s-au îmbunătățit mult în ultima perioadă și tind să se îmbunătățească și să fie folosite la nivelul care ar trebui. Vă dați seama, noi, spre exemplu, aici la primărie am avut și avem încă program după masa pentru cetățenii care lucrează dimineața și ajung vin după ora 4 în localitate și avem program de la 5 la 8, marțea și joia. Dar acest lucru cu ajutorul City Manager ne ajută și mai mult. Vedem că numărul celor care veneau după masa deja a început să scadă, pentru că ei pot să-și rezolve problemele fără a mai trebui să vină după masa la primărie sau după ce vin de la serviciu se duc direct acasă și își văd de alte probleme pe care le au sau de alte lucruri. Este bine. Mai este de lucru, bineînțeles, pentru că nu toată lumea din localitate folosește aplicațiile și folosesc plățile online, dar încet, încet lumea se obișnuiește cu ele. E logic să fie așa, nu trebuie să ne supărăm și exact cum spunem noi de ani de zile, nu lăsăm pe nimeni în urmă, domnule primar, e de datoria noastră, de datoria dumneavoastră să-i ajutăm și să-i integrăm și pe cei care poate nu au competențe digitale sau poate pur și simplu refuză. Aceeași întrebare și pentru domnul Stelian Burduhos. Tehnologie și tradiție. Cum le împăcăm pe cele două? Și Tudor, o să te rog să intervii și tu după răspunsul domnului Stelian, să vedem ce a însemnat City Managerul pentru Birtan de această dată. Păi, cred că un aspect foarte important, pentru că și noi ne uităm foarte mult la conceptul de Smart Village și prin asta încercăm să integrăm foarte bine comunitatea, nu putem să păstrăm tradițiile și autenticitatea comunității de aici, de la Biertan, decât prin a înțelege și a avea o relație foarte apropiată cu cetățenii, cu localnicii. Așa că fiecare soluție digitală pe care am dezvoltat-o sau pe care urmează să o dezvoltăm pleacă exact așa cum spunea și Tudor în același proces, adică
el a venit la noi în administrație și a încercat să înțeleagă nevoile, iar noi facem același lucru cu cetățenii, cu localnicii. Adică cred că un grad mare de rezistență apare atunci doar în momentul în care noi venim cu soluții care nu sunt testate sau nu sunt validate cu comunitatea. Și atunci, evident, oamenii nu văd relevanța. Dar în același timp încercăm, la fel ca și la Rășinar, să dezvoltăm aplicații pe viitor pe partea de turism, pentru că turismul e o miză foarte importantă pentru Biertan. Încercăm să gândim foarte bine experiența turistului aici în comună, astfel încât să avem un agregator în care să aibă acces instant în momentul în care intră la noi în comunitate, la toți operatorii de turism relevanți, la producătorii locali, la evenimentele, la un calendar de evenimente foarte bine pus la punct. Astfel, cumva, atât turistul cât și furnizorul local poate să-și dezvolte business-ul, să zic așa, și să-și să vadă un mare beneficiu în a-și conserva. Telian, uite, pentru că vorbeai de turism, pe grupurile noastre de Facebook îi salutăm și pe prietenii noștri din Satu Mare, din Bârlad, din Timișoara, din Italia, din Argeș, din Pitești. Deci de la Biertan facem așa cumva un export de digitalizare și mergem cu un exemplu de bună practică. Dragilor, lăsați-ne un comentariu, spuneți-ne de unde sunteți, unde vedeți, de unde priviți acest webinar acum și să încercăm să vedem, pentru că România, credeți-mă, și o spun asta de 3 ani de zile, România poate fi un hub regional în tot ceea ce înseamnă conceptul de Smart City și de Smart Village, pentru că avem tot ce ne trebuie. Avem în primul rând o societate civilă dornică de astfel de proiecte și se vede clar presiunea civică pozitivă pe care o simt și autoritățile locale. Avem surse de finanțare, avem cei mai mari furnizori, cei mai mari producători de tehnologii, de gadgeturi, așa cum este și cazul Microsoft prezent în comunitățile noastre. Avem foarte multă expertiză locală, așa cum este și TNT-ul din Sibiu și Tudor Gorcea ne-a arătat astăzi. Prin urmare, avem absolut tot ce ne trebuie să devenim un exemplu de bună practică în această parte de Europa. Ce spun oamenii? Cum reușiți să faceți această tranziție? Sunt convins că aveți cetățeni super deschiși, super implicați și super digitalizați, dar cu siguranță aveți și oameni care, știu eu, sunt mai puțin fericiți cu ce înseamnă partea asta de digital. Da, așa este. Avem grupuri foarte, foarte active, ceea ce se poate numi un laborator viu, adică avem cetățeni care sunt extrem de activi și acum într-un dintre satele din comuna noastră. Deci la Biertan, de fapt, avem un Smart Village Lab. Da, asta intenționăm să creăm un proces cumva pilot, care după aceea să putem să-l extindem și să devină un model de bună practică. Oamenii sunt deschiși, sunt dornici să se implice în comunitate și să folosească partea digitală ca și instrument, ca și suport. De fapt, asta este și rolul digitalizării, pentru că nu putem să ne numim o comunitate inteligentă dacă nu folosim inteligența oamenilor din comunitate. Bineînțeles, cred că la fel ca și la Rășinar, și aici există o populație care are o reticență față de digitalizare, pentru că nu este obișnuită să folosească tehnologia, dar n-aș spune că este împotrivă. Și mai degrabă au nevoie probabil de suportul nostru să dezvolte competențe digitale pe viitor și asta este încă un subiect pe care vrem să-l tratăm. Am primit acest feedback din comunitate că oamenii ar fi deschiși să învețe și să dezvolte partea asta de competențe. Atâta timp cât proiectele au relevanță și noi lucrăm foarte mult îndeaproape cu copii, avem foarte multe acțiuni, cumva prin copii ajungem foarte mult și la seniori. Și faptul că ei văd rezultate, văd entuziasmul copiilor în a folosi tehnologia în educație, în proiecte, creează o deschidere, din punctul meu de vedere, mai mare decât faptul că am venit noi și am spune care sunt beneficiile. Adică ele sunt palpabile, pot fi văzute. 100%. Și cred că așa cum se întâmplă cu social media, la un moment dat și cu aplicațiile mai relevante, o să ajungă și către toți cetățenii. Domnule primar Bogdan Bucur, ce înseamnă partea asta de competențe digitale în Rășinari? Cum reușiți să-i ajutați pe oameni? Pentru că noi trebuie să plecăm de la premiza bunei voințe. Nu? Oamenii în general sunt binevoitori, vor să se înroleze în acest ecosistem digital, dar mulți din ei realmente nu au competențe. Noi anul trecut, împreună cu partenerii noștri de la Microsoft, aici foarte aproape de București, la Znagov,
unde am lansat un întreg proiect care se numește Znagov Green and Clean. Noi acolo am lansat primul centru pentru incluziune digitală din România. Acest centru pentru incluziune digitală exact asta vine să facă, înțelege prioritatea Europei, prioritatea noastră și Comisia Europeană, știți foarte bine că vorbește de acea busolă 2030, iar unul din cele patru, unul din cei patru piloni importanți este exact acesta al competențelor digitale. În principiu și noi mergem în prima fază pentru cei care au aptitudini pentru așa ceva, și anume prin copii, prin tineret care folosesc într-adevăr mult mai mult gadgeturile, dar încercăm și pe cei mai în vârstă să-i și ajutăm. Le explicăm și când vin la taxe și impozite, le spunem, dacă, pentru că sunt și persoane care vin și din alte localități, și atunci le transmitem și le spunem care sunt pașii pentru a-și crea un cont pe aplicația, pe City Managerul folosit de către noi, pentru a-i ajuta în aceste lucruri. Pe de altă parte, noi mai avem, spre exemplu, și o televiziune locală care funcționează la nivel de localitate, unde le transmitem diferite informații și ceea ce ar trebui să facă pentru a-și ușura legătura lor cu primăria sau cu alte, eu știu, instituții pe care funcționează, cum ar fi, spre exemplu, partea de reciclare a gunoaielor, unde noi tot timpul dăm pe acea televiziune modul în care trebuie făcut acest lucru, le transmitem informații. Pe de altă parte, le prezentăm tot destul de des interfața de la pagina de web a primăriei, unde le spunem că puteți să faceți sesizări online, puteți să vă plătiți taxele, puteți să vă vedeți ceea ce aveți la taxe și la impozite online și să vedeți dacă sunt anumite probleme între ceea ce știu ei ca și cetățeni că au văd că sunt diferențe între ceea ce este la primărie, să vină să își corecteze aceste lucruri și încercăm. Deci, tot timpul și cu funcționarii, tot timpul au orele în care își petrec împreună cu contribuabilii și atunci ei le explică că sunt și alte metode prin care pot să comunice cu primăria. Dacă atunci când vin câteodată la primărie și văd că este foarte aglomerat, pot și au și alte moduri prin care ei poate să facă acest lucru. Eduard, nu te auzi. Da. Zic și eu. Acum. Se întâmplă și la case mai mari, Tudor. Spuneam că Emil Tătaiu din Argeș spune așa: soluțiile digitale aplicate până în acest moment sunt o poveste, o poveste frumoasă. Sistemele sunt imperfecte. Ce este foarte grav, între sisteme o adâncă prăpastie, nimic funcțional. Trebuie accelerat procesul de implementare. Soluțiile inteligente sunt singurele variante. Emil, exact despre asta vorbim și foarte bună întrebarea și comentariul tău. Exact pe acest comentariu vreau să fac trecerea către Tudor și să vorbim și despre această lipsă de interoperabilitate cu foarte multe sisteme din România, Tudor. Și știu că aici voi v-ați concentrat foarte mult în TNT și împreună cu Microsoft ați încercat să rezolvați această problemă. Dintr-o diplomație care mă caracterizează, nu voi da nume, dar sunt companii, sunt soluții care încearcă cumva să țină instituțiile publice prizoniere pe de-o parte. Pe de altă parte, poate nu au competențe să dezvolte această interoperabilitate despre care, uite, și din Argeș și Emil ne scrie. Hai să vedem ce înseamnă City Manager, exact ce spuneai un pic mai devreme, acel concept de aplicație deschisă. Da, practic aplicația noastră este construită din două elemente. Este un element de bază, un nucleu, care poate fi apelat de către oricine. Acest nucleu este foarte bine documentat pe standarde internaționale, deci nu este ceva proprietar nouă. Sunt toată documentația este pe standard, în așa fel încât orice programator să poată să o înțeleagă și să poată să o folosească.
De aceea, orice client al nostru primește și această documentație care îi permite în viitor să-și poată extinde sistemul. În cazul în care, să zicem, găsește o soluție pe care noi nu o putem dezvolta sau poate vrea să lucreze cu altcineva sau cine știe, poate TNT Computers dispare peste 5 ani. Acest lucru nu ar trebui să oprească primăria din dezvoltarea ei. Acum primăriile, în momentul de față, au soluții, să zic eu așa, pestrițe din mai multe surse, iar primarii se lovesc de problema aceasta de interoperabilitate a sistemelor, pentru că nu pot face confruntări între departamente, nu pot să dea soluții sau informații viabile cetățenilor, pentru că au anumite informații într-un departament și alte informații în alt departament despre același cetățean. Și în acest context ei trebuie să ia măsuri. Însă ei sunt acum puși în situația, fie schimbă tot ce au, toate softurile, ceea ce înseamnă să reinvestească din nou în ce au investit poate acum 2 sau 3 ani, fie să extindă acest sistem. Iar când vor să-l extindă, trebuie să apeleze tot la furnizorul actual, care este posibil să nu mai existe sau să nu vrea să dezvolte. Și atunci primăria devine cumva captivă. Și acest lucru noi încercăm să-l evităm pentru a da o liniște primăriei și administrațiilor, pentru ca ele să nu fie dependente în totalitate de noi. Bineînțeles, nu poți să fii independent total, însă pe cât posibil noi încercăm să dăm această libertate clienților și partenerilor noștri pentru a nu îi opri din dezvoltarea lor. Pentru că nu faptul că devin captiv la un singur furnizor îi oprești din dezvoltare. Și apoi noi ajungem de ne văităm că nu se întâmplă la noi să-ți înmatriculezi mașina într-o zi ca în Germania, că nu poți să-ți iei nu știu ce certificat sau nu poți să-ți iei nu știu ce autorizație. Tocmai din cauza asta, pentru că nu lăsăm libertatea clienților noștri de a se conecta cu alte sisteme. Îți mulțumesc, Tudor, îl salutăm și pe prietenul nostru, pe Ionuț Ciobanu, expertul asociației noastre pe tot ceea ce înseamnă partea de energie. Ana, hai să vorbim un pic despre această interoperabilitate, despre viziunea Microsoft de fapt și deschiderea pe care o are atunci când vorbim de multitudinea de soluții dintr-o comunitate. Îți mulțumesc foarte mult că m-ai introdus în conversație, doar pentru că, într-adevăr, aș vrea să-mi exprim punctul de vedere legat de două subiecte. În primul, eu apreciez foarte tare tot ce s-a întâmplat în cele două comunități despre care vorbim până acum și pentru mine reprezintă un exemplu extrem de bun și mi-aș dori cumva ca toți cei care ne urmăresc în momentul acesta să vină către cele două autorități locale. Ana, și Ana, să iau te întrerup un pic pentru că spuneai cei care se uită la noi, nu am idee cum, dar îl salutăm și pe Dharam Kant Dogra în India, care a înțeles în limba română când am întrebat eu de unde vă uitați și ne spune, din India. Prin urmare, Dharam, bine ai venit în ecosistemul Smart City România. Anca Iosub din Iași, mulțumim frumos că ești alături de noi, Anca. Dohotaru Branea Adelin Ramona din Galați, Ciprian Crăciun din Satu Mare, Elena Macovei din Italia. Elena, te rog să ne spui ce înseamnă digitalizarea în Italia, ce înseamnă aceste proiecte și cum interacționezi tu cu instituțiile publice în Italia. Te rog, Ana. Mulțumesc. Iată că nu trebuie să fie neapărat din regiunea din Sibiu, pot fi de oriunde și sunt convinsă că cele două exemple bune pe care le avem aici pot fi replicate cu succes oriunde. Asta este primul punct pe care voiam să-l ating. Punctul numărul 2, cel legat de interoperabilitate. Este evident faptul că dacă noi, mai ziceam noi, gândim pe silozuri și ne blocăm doar la o anumită parte, e o vorbă românească, afară este vopsit gardul și în interior leopardul, atâta vreme cât noi promovăm faptul că avem un site sau că avem o platformă digitală, dar în spate lucrurile nu sunt așezate cum trebuie, automat o să creeze aceste blocaje. Asta e un element. De aceea ceea ce povestește Tudor cu începutul din interior al digitalizării către exterior, până la urmă este și susținerea sau este și mesajul pe care noi îl transmitem către instituții. Să începem să ne uităm în interior, cum colaborăm noi în interiorul instituțiilor și apoi să facem pasul către cetățean. Tocmai pentru a evita aceste rupturi și frânturi de proces pe care le resimt cetățenii.
Asta ar fi cea de-a doua bucată. Cea de-a treia bucată este cea legată de ceea ce spunea Tudor. Noi ne dorim foarte tare și asta și susținem în ecosistemul de parteneri pe care noi îi avem. Sunt o multitudine de soluții, nu poți fi expert pe toate, de aceea colaborarea între partenerii noștri în serviciul comunității și în serviciul instituțiilor publice reprezintă un element cheie și reprezintă până la urmă, dacă vreți, și o etică internă pe care noi în Microsoft o replicăm în activitatea de zi cu zi. Și atunci, fără operabilitate, interoperabilitate nu se poate, ca să răspund concret la întrebarea pe care mi-ai adresat-o mai devreme, nu putem să gândim pe fluxuri, pe silozuri, pe departamente și da, întotdeauna când vrem să dezvoltăm o soluție, cred că este important să punem prima întrebare, cea de care vorbește Tudor, cât la sută din această dezvoltare este dependentă de interacțiunea cu cel care mi-a dat soluția. Pot să dezvolt și mai mult din soluția asta utilizând și alte tehnologii. Practic, aici ar trebui să lucrăm cumva împreună și să ne asigurăm că până la urma urmei se dau cele mai bune soluții instituțiilor și cetățenilor și se creează această independență, cum spune și Tudor, de cel care dă până la urmă soluția. Mulțumesc frumos! Te rog! Spuneam că sper că am răspuns la întrebare și ultimul element pe care îl mai am de transmis este cel legat de faptul că dacă nu facem de la bun început un desen, dacă vreți, al pașilor pe care îi are un cetățean de parcurs în interacțiunea cu instituția, după care al doilea desen, cel al ceea ce se întâmplă intern în instituție cu cererea cetățeanului, practic dacă nu facem o radiografie a celor două universuri, nu vom ajunge să dăm soluția cea mai bună. Și atunci haideți să începem cu asta, să ne uităm la noi, să vedem ce putem, ce avem și abia apoi să mergem mai departe și să popularizăm către cetățenii ideea de digitalizare. Îți mulțumesc frumos, Ana, îl salutăm și pe prietenul nostru Ion Dumitru din Brașov, un pionier al conceptului de Smart City. Vă salut, domnule Dumitru, mulțumesc frumos că sunteți alături de noi. Înainte de a ne întoarce la domnul primar Bogdan Bucur, Tudor, spuneam un pic mai devreme să descriem exact logica asta pe care ne-ai arătat-o cu Rășinariu. Hai să vedem ce înseamnă City Manager și ce s-a implementat pentru a înțelege și într-o primărie de o altă dimensiune cum s-a adaptat City Managerul la Birtan. Practic procesul a fost cumva similar. Să zic așa, începutul a fost cumva similar, pentru că procesele interne ale unei primării sunt similare. Însă când ajungi în zona de interacțiune cu cetățeanul și cu agenții economici, acolo un pic lucrurile se diversifică și, să zic așa, trebuiesc personalizate. Și atunci, în funcție de specificul fiecarei localități, trebuie să faci anumite ajustări. De exemplu, Birtan se axează foarte mult pe turism și au reușit să creeze un ecosistem, să zic așa, în Birtan, au reușit să aibă multe evenimente. Bineînțeles, și la Rășinar sunt evenimente importante, însă la Birtan este unul de renume, să zic așa, cu adunarea sașilor din România. Evenimente care primăria cumva le-a organizat, le-a pornit, durează și de care trebuie să se lege pentru a aduce, să zic așa, bani în comunitate. Și acest lucru se întâmplă prin ajutarea sau, cum să zic eu, facilitarea, să zic așa, desfășurării activităților agenților economici, în așa fel încât ei să obțină venituri mai mari. Iar acesta este rolul primăriei și asta încercăm și noi cu soluția City Manager, să înlesnim eforturile primăriei de a aduce mai mulți turiști și de a-i ține mai mult în comunitate. Domnule Stedian, ne apropiem ușor, ușor de finalul întâlnirii noastre. Care sunt prioritățile? Ce pași urmează să facă primăria Birtan, având în vedere multitudinea surselor de finanțare pe care le aveți la dispoziție? Da, așa este și noi suntem foarte atenți la oportunitățile care sunt pe partea de finanțare în următoarea perioadă și încercăm să gândim programe și proiecte, în special pe zona de turism, dar și pe partea de comunitate, de infrastructură.
Pe partea de turism, cum spuneam și mai devreme, dorim să avem soluții digitale cât mai performante, care să ajută turistul să aibă o experiență completă aici în comunitatea noastră. Dar asta într-un proces paralel în care lucrăm cu producătorii locali, cu operatorii din turism. Suntem bucuroși că avem un grup bine conturat și activ, care e prezent la întâlnirile pe care noi le organizăm. Și lucrăm la o viziune comună, care după aia să fie integrată în soluții digitale. Și încercăm să devenim cumva o destinație bine gândită, în care să nu existe confuzie pentru turiști atunci când sunt prezenți aici, să fie ușor de străbătut și în același timp să-i reținem cât mai mult. Pentru că asta este o discuție foarte importantă la nivel de turism, durata nopților de cazare și impactul economic direct. Iar dacă avem experiențe noi, activități noi, folosim și faptul că suntem străbătuți de Via Transilvanica, de acest proiect mare, ambițios. Și încercăm să legăm toți operatorii și să fim cât mai congruenți și să folosim partea de tehnologie în folosul nostru și al cetățenilor, pentru că impactul economic se va resimți evident în comunitate. Timea, care este alături de noi pe YouTube: Birtan e un loc magic, extraordinar cum s-a transformat de-a lungul timpului. Felicitări întregii echipe. Felicitări și ție, Timea, că ești alături de noi. Mulțumim frumos. Domnule primar Bogdan Bucur, aceeași întrebare și pentru dumneavoastră. Nevoi foarte multe în comunitate, ceea ce este bine, pentru că de aici desprindeți și oportunitățile. Foarte multe surse de finanțare la dispoziția comunităților noastre. Care sunt prioritățile pentru perioada următoare? În primul rând, aș vrea să mai amintesc ceva ce a spus și Tudor la început despre ce mai avem noi pe partea asta de digitalizare, și anume că avem pe site-ul primăriei, există o hartă unde cei care practică enduro pot să-și încarce zonele pe care ei pot să facă acest lucru, pentru că noi am restricționat cumva partea de enduro pe toată localitatea și am creat anumite trasee pe care ei pot să le folosească. Pe de altă parte, avem și traseele de drumeție în jurul localității, care la fel pot fi încărcate pe trecuri de pe site-ul primăriei, și cel care practică drumeția poate să meargă cu ajutorul GPS-ului pe aceste trasee. Ceea ce vrem noi în viitorul apropiat este, și avem finanțare pe un proiect de sistem de iluminat inteligent, astfel încât noaptea, în funcție de circulație, să scadă intensitatea luminii, să mai economisim energie. Ne gândim pe aplicații pe turism, pentru că și zona noastră este destul de bine dezvoltată din punct de vedere turistic și turiștii pot avea o grămadă de experiențe aici, și atunci să îmbunătățim și partea de calendar al evenimentelor pe care noi le facem aici, să mai îmbunătățim o parte și din echipamentele primăriei. Vrem să depunem acum pe PNRR și să mai reglăm anumite lucruri care în acest moment poate rețeaua de calculatoare și rețeaua de legătură cu scanere și parte de copiere nu funcționează foarte bine. Toate aceste lucruri vrem să le punem la punct, astfel încât și funcționarea între departamente să meargă foarte bine. Foarte bine, felicitări. Mă bucur mult să văd că sunteți atenți la toate aceste programe de finanțare. Noi vă așteptăm în ecosistemul nostru, vă așteptăm membrii parteneri în Asociația Română pentru Smart City. Foarte interesant, domnule Stelian, acel proiect de Living Lab. Ne place ce se întâmplă la Ciugud, ne place ce se întâmplă la Schellimber, la Sadu. Îl salutăm pe prietenul nostru de la Sadu, pe domnul primar Ivan. Ne place și la Snagov, evident, dar haideți să vedem și Birtanul cum va evolua în perioada următoare și Rășinariu. Vă promitem să ținem aproape de dumneavoastră, de comunitățile dumneavoastră. Domnule Stelian, ieri când făceam research-ul pentru întâlnirea noastră de astăzi, vă spun sincer că mi-a pierit tot cheful de muncă când am văzut imaginile de acolo și direct la vacanța de iarnă m-am gândit. Tudor, că vine foarte multă lume remote să lucreze, așa că sunteți binevenit. Da, oricum. Da, să știți că trebuie să le dați o infrastructură de comunicații foarte bună.
Lucrăm la asta, centrul Biertan este Wi-Fi și pe proiectele viitoare dorim să extindem arealul în care asta se va întâmpla și poate chiar să gândim un coworking space viitor pentru nomazii digitali care vor să vină aici să se bucure de priveliște, nu doar în poze. Nomazii digitali cred că sunt doriți în orice comunitate, sunt oameni foarte frumoși, foarte bine pregătiți, foarte educați și cu dare de buzunar, cred că orice comunitate și dorește, dar pentru asta trebuie să le dăm și un smart living real și o calitate a vieții ridicată, dar și conectivitate. Tudor, ne apropiem de finalul întâlnirii noastre, concluzia finalului va aparține Anei, dar o concluzie de etapă te-aș ruga pe tine. Ce zic, pe mine mă bucură faptul că inițial știți că am pornit webinarele cu Schellimber și Sadu, însă aceste exemple, la un moment dat lumea zicea mai lăsați-ne cu Ciugut, Sadu și Schellimber. Și mă bucură într-un fel că descoperim și alte localități, alți primari deschiși și isteți care fac lucruri frumoase și care poate au luat exemplu de la Schellimber, Sadu, dar vin și cu propriile lor idei, care vor fi exemplu pentru poate și Sadu și Schellimber. Și mai sunt astfel de exemple, cum ai spus și tu și la Snagov, am început procesul de transformare digitală, avem la Cernavodă, la Mediaș, la Pașcani, Bazna este iar o localitate unde e un proiect frumos de Smart City, care, să zic așa, pe săptămâna viitoare se va da drumul la sistemul de iluminat smart, plus Wi-Fi în toată localitatea, sistem de supraveghere video smart, tot așa legat cu City Manager integrat. Deci sunt multe comunități în care se întâmplă lucruri frumoase. Cred că nu avem noi timp să povestim despre toate. Asta dar asta mă bucură, și pentru că ele cresc exponențial față de acum câțiva ani când le știam pe degete. Acum putem spune că sunt zeci, sute. Domnul Mircea Florentin Vlad, salut întârziat din Clujul înorat. Domnule Mircea, nimic nu este târziu de la Cluj. Vă salutăm. Săptămâna trecută m-am văzut cu primarul dumneavoastră, cu domnul Boc, aici în București. Un proiect de Smart City care nouă ne place foarte mult, foarte dinamic, deși sunt foarte mulți și cei din Cluj care sunt nemulțumiți de aglomerație, de trafic. Mulți spun că a crescut prea mult Clujul, dar bunăstarea ne place tuturor. Ei bine, dragilor, trebuie să înțelegem că bunăstarea asta bazată pe partea de dezvoltare înseamnă și atragerea foarte multor oameni, înseamnă și aglomerație în trafic. Tocmai de aceea trebuie să folosim aceste sisteme inteligente. Domnule primar, o plăcere să descoperi ce faceți la Rășinari. Ana, concluzia webinarului nostru îți aparține. Mulțumesc, Tudor, mulțumesc, Eduard, vă mulțumesc și celor doi invitați din autoritățile locale care au venit și ne-au povestit despre exemple concrete de digitalizare. Concluzia e una simplă. Voiam să vă aducem în față două exemple foarte bune de digitalizare. Utilizați-le, luați-le ca exemplu și replicați-le în comunitățile pe care le coordonați. Contactați-ne și conectați-vă cu noi și cu sistemul nostru de parteneri, pentru că noi știm deja și asta o zic deja pentru a treia oară, avem fonduri, avem și idei, oportunitatea este în mâinile noastre, nu avem de făcut decât să o implementăm. Mulțumesc! Mulțumesc și eu frumos, Ana. Dragilor, vă mulțumesc și vouă. Ați văzut, astăzi am făcut așa o plimbare din București la Sibiu, din Sibiu la Birtan, la Rășinari și ne-am plimbat după aceea prin Satu Mare, Italia, Argeș. Uite, domnul Mircea ne scrie, Clujul este un oraș în care capitalismul părților interesate ca viitor cadru economico-social este, se pare, mai bine înțeles. Și ne place lucrul ăsta, domnule Mircea, tot timpul am spus că la Cluj ați reușit să conectați foarte bine administrația locală cu mediul universitar, de unde apar foarte multe start-up-uri, foarte multe idei, foarte multe proiecte din ceea ce spunem noi a fi economia bazată pe inovație. Încă o dată salutări tuturor, mulțumim frumos, Cătălin Angel la Constanța, mulțumim că ai fost alături de noi, gata, trebuie să închidem. Zi frumoasă la Rășinari, la Birtan, la Sibiu, la Constanța, Ana, încă o dată mulțumesc frumos că ai fost alături de noi, ne vedem săptămâna viitoare. Numai bine, la revedere! Mai bine, mulțumim, la revedere!
Smart City Webinar. Despre oameni și orașe. Smart Mobility and Living. Smart Economy and Environment. Smart Government and Smart